se încălzește un lichid aflat într-un pahar? Erlenmeyer sau Berzelius, cum este acesta, sau balon de sticlă. Folosim, bineînțeles, spirtiera, un trepied și o sită metalică care are un strat de asbest care nu se aprinde. Punem sita pe trepied și așezăm paharul pe trepied prin intermediul sitei de asbest. Iată cum se face încălzirea corectă.